În această zi vă voi vorbi despre un sistem de telematică de la Cargobull Trailer Connect. Este o firmă fică a noastră în Germania. M-am gândit să prezint acest sistem tocmai pentru a arăta metode de verificare pentru șoferi. De la stilul de condus, viteze, se poate observa inclusiv în acest sistem dacă a depășit viteza legală, dacă a frânat la limita răsturnării, dacă a frânat la intervenția ABS-ului. Absolut orice se poate vedea. Bun. Firma este Schmitz Cargobull AG, brandul Trailer Connect. Până acum, în 9 ani de zile, am vândut 48.500 de unități în Europa, în Germania mai ales și, bineînțeles, pentru cei key accounts-uri, gen DSV sau alte firme mari. Care sunt problemele de logistică cel mai des întâlnite? Care este starea încărcăturii și a vehiculului? Unde se află? Care parametrii sunt disponibili? Știu la ce temperatură? Știu dacă a intrat cineva în remorcă, dacă au scos ceva, dacă mai merg frânele, dacă am aer în anvelope, se pot verifica o mulțime de parametri. Trailer Connect vine în întâmpinarea acestor probleme cu o soluție simplă. Un one-stop shop, avem un singur sistem pentru monitorizare în timp real, un singur sistem pentru toate modelele, sunt transportatori care au și semiremorși cu prelată, și basculante, și de cereale, și cu prelată. Și, bineînțeles, sunt transportatori care au multibrand. Da? Deci au și semiremorși de la noi și de la concurență. Putem să montăm și pe acest. Bineînțeles, foarte ușor. Ca și funcționare, avem trei mari componente. Avem partea de hardware, care trebuie instalată pe semiremorcă, avem un creier central și senzori distribuiți. Senzori pentru contact de ușă. Aici am o poveste foarte interesantă cu un client de-al nostru, al cărui șofer nu a putut să asiste la încărcare. Având acest sistem, el a putut să demonstreze ulterior unei patrule de poliție care a oprit acel tractor cu semiremorcă și le-au găsit țigări înăuntru. Și cu acest sistem au putut să demonstreze că nu au deschis ușile nici de la încărcare până când i-a oprit poliția. A evitat amenda, a evitat sequestrarea camionului. Asta ar fi o poveste și a doua poveste, bineînțeles, cu imigranții, unde știm clar că încă e o problemă mare. Acest senzor te poate anunța că îți dă o alertă, cineva a intrat în semiremorcă. Poate să fie șoferul, poate să fie un hoț sau, mai rău, poate să fie un imigrant. O secundă. Partea de servicii. Sunt pachete personalizate. Indiferent ce oferim, noi putem personaliza la nivel de client în funcție de necesități de transport efectuat. Transferul de date este nelimitat, deci nu am o limitare tehnică. Roamingul internațional este fără cost. Atenție, sunt costuri fantastice pentru Serbia, pentru orice țară non-EU. Vorbim de 10 euro per mega. Când avem un astfel de sistem, putem ajunge și la câteva mii de euro pe lună numai pentru roaming. Accesarea rețelei cu cel mai bun semnal. Foarte simplu. Eu am acest sistem de la T-Mobile, înregistrat pe T-Mobile și ajung în România. Aici am Telecom, Vodafone, Orange. Rețeaua cu cel mai bun semnal este cea la care mă conectez. Chiar dacă eu am parteneriat cu o anumită rețea din acea țară. Iar a treia parte, și aș putea spune cea mai inovativă, partea de vizualizare. Normal, am nevoie de un portal de internet. Bun, el pot oferi eu sau îl pot oferi sau pot oferi datele pentru a fi integrate într-un sistem al beneficiarului sau chiar pot oferi datele pentru a fi integrate în software-ul autocamionelor. O secundă.
Ok? Acest sistem are acest creier, da? Cu o antenă încorporată de GPS GSM, nu mai am nevoie de fire, antene puse pe panoul frontal sau pe dedesubt, lucrează cu absolut tot înglobat în această cutiuță neagră. SIM-ul este integrat pe placa de bază, nu am niciun fel de problemă cu vibrațiile sau cu șocuri termice, e foarte bine încasetat și este compatibil cu absolut orice fel de sistem de frânare. VAPCO, Haldex, Knorr, nu știu, poate mai sunt câteva, dar nu le știu. În cazul în care avem o semiremorcă cu prelată, avem nevoie și de o baterie. Această baterie, pentru că nu am de unde să-mi trag curent atunci când semiremorcă nu este legată la capul tractor. Dacă vorbim de o semiremorcă frigorifică, atunci putem să luăm curent de la bateria agregatului frigorific, fără niciun fel de problemă, fără a o descărca masiv. Avem un senzor de cuplare la capul tractor. Pot să văd dacă este cuplat la un tractor. Nu pot să știu la ce tractor. Am un senzor de ușă. Pot să văd dacă mi-a fost deschisă ușa sau închisă, depinde. Pot să pun alarme de tot felul. Vorbeam mai devreme de acel senzor de cuplare. Acest senzor de identificare al camionului este un pic mai evoluat. Practic, eu pot să dau acel emitor care se codează cu seria de șasiu sau cu numărul de matriculare al tractorului și se așează undeva în tractor. În momentul în care cuplez semiremorca și pun și acel contact de cuplare, eu știu clar ce semiremorca este legat la ce tractor, fără niciun fel de problemă. Și un senzor care eu îl consider destul de important, mai ales pentru șoferii noștri români, senzorul de nivel de combustibil în rezervorul agregatului frigorific. Pot rămâne fără motorină în rezervor. Nu știu, dacă văd o scădere în 5 minute de la 80% cât are în rezervor la un 40%, știu că cineva a extras, de acolo s-a spart. Are și un display care mi-arată și pentru șofer. Este montat pe panoul frontal și îl vede în oglinda retrovizorii. Bun, deci se pot lua date din EBS, exact cum am spus, date despre viteză, despre cum a frânat, dacă a intrat EBS-ul, dacă a intrat RSP-ul, ce kilometraj are, câți kilometri mai are până la următoarea revizie, te poate anunța, fără niciun fel de problemă. Partea de baterie și dacă folosim pentru o semiremorcă frigorifică, avem nevoie și de un indicator de temperatură. Marele avantaj, pun acest înregistrator care este agreat ATP-FRC, nu mai sunt nevoit să mai dau acel bon de pe printer la descărcare. Deci pot să folosesc această diagramă electronică fără niciun fel de problemă. Depinde acum și de beneficiar dacă acceptă, deși legal ar trebui să accepte, el poate opta și pentru acea variantă printată. O funcție specială, am văzut la doi clienți în România, aștept să văd feedback-ul, vor să limiteze răspunderea șoferului. Acest sistem permite modificarea temperaturii, modului de funcționare al agregatului, start-stop, continuu, când să facă defrost, nu știu, dacă on-off. Deci toate se pot face la distanță, dar numai pentru agregatul nostru propriu, și pentru carrier. Din păcate, cei de la ThermoKing nu ne dau încă acces pentru a face această modificare, această opțiune, pardon. Așa cum am spus, cele trei opțiuni, Trailer Connect Portal, software client sau software tractor. Mercedes-Benz deja l-a implementat, e activ. Cam așa arată programul în portalul nostru online. Toate semiremorcile se pot vedea la în timp real, nivel de combustibil, absolut orice este vizibil aici, se pot vedea și pe hartă, unde sunt, direcția de deplasare, unde am acele puncte cu 2 și cu 5, sunt foarte multe în același loc și le comasează pentru că ar fi prea multe detalii de afișat și nu s-ar înțelege nimic. Dau un zoom și pot să rezolv. Mă vorbeam de această diagramă de temperatură care poate fi printată apropo, timp de 24 de luni. Deci eu țin minte aceste date 24 de luni. Dacă eu la agregat îi scot bateria sau se mai întâmplă o revizie, un accident, a murit bateria, eu nu mai am niciun fel de informații despre temperaturi. Dar în acest sistem se stochează 24 de luni.
Ca și referințe, aceștia sunt clienții la care am vândut acel număr de 48.500, mare parte. În România pot să vă spun că avem un parteneriat cu Lidl, de fapt nu în România, la nivel european avem un parteneriat cu Lidl, undeva la 2.000 de unități care vor fi, se vor monta ulterior acest sistem și se va integra în platforma Lidl pentru a se verifica siguranța transportului, siguranța mărfii, calitatea mărfii. Deci, practic, acești oameni au investit în calitate. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Dacă aveți ceva întrebări...